Pe o vreme rece, zeci de copii de la Școala Generală 311 din București au răspuns prezent la invitația clubului Steaua București de a se întâlni cu o parte dintre fotbaliștii echipei de seniori. Timp de o oră, Horia Iancu, Adrian Ilie, Costel Avram, Dean Beța, Rareș Enceanu și Țvetelin Ciunciucov au jucat fotbal în curtea școlii, au făcut zeci de poze și au dat nenumărate autografe elevilor care i-au primit cu multă căldură. M-am simțit foarte bine alături de acești copii minunați. Îndemn toți copiii să facă un sport, de preferat fotbal, dacă le place. Dacă nu, orice sport este foarte important pentru copii. Sper ca cât mai mulți copii de aici să vină la noi, alături de noi, la Steaua, să facă performanță și de ce nu să ajungă mari fotbaliști. Am avut un sentiment foarte frumos, sincer, chiar îmi lipsesc acești ani. Chiar acum câteva zile vorbeam cu un prieten, îmi e dor de tot ce înseamnă școală. La finalul jocului demonstrativ, Horia Iancu a dăruit mănușile purtate unuia dintre copii. E o plăcere și pentru mine să văd când se bucură. Mi-a plăcut de el cum a apărat, am înțeles că face și fotbal la un club și sper să se bucure și să aibă succes cu el. Dacă în campionat golgheterul stelei este Bogdan Chipirliu, la acțiunea din curtea școlii cele mai multe reușite le-a avut bulgarul Țvetelin Ciunciucov. Câte goluri ai dat? Nu știu. Am dat câteva goluri. A fost mai greu aici sau pe terenul mare? Și aici e greu. Copilul sunt buni și a fost plăcere. În vârstă de 32 de ani, fundașul Dean Beța a fost cel mai asaltat pentru poze și autografe. Câte autografe ai dat copiilor? Foarte multe. Mă amintesc și eu de copilăria mea când venea de la echipa mare la școală. Era o bucurie mare să întâlnim sportivi de performanță. I-ai chemat, sper să vină în tribune la meciul Stelei? Da, da, unii dintre ei chiar mi-au zis că vin și în peluză, ne urmăresc, știau tot programul nostru, chiar au rămas impresionant și unii dintre ei chiar erau talentați la fotbal. Dintre toți copiii, cel mai emoționat de întâlnirea cu jucătorii Stelei a fost David, un puști care de câțiva ani este nelipsit din peluza sud. Din 2017 și vin la toate meciurile, și în deplasare, și acasă, și sunt cu ei, adică îi susțin și mereu, și la greu, și la bine, niciodată nu. La toate meciurile vin, sunt prezent, adică nu lipsesc. Cine ți-a insuflat dragostea pentru clubul roșu-albastru? Păi, de când sunt mic, gen, eu țin cu Steaua pentru că sunt din Ghincea și am auzit că alții țin cu FCSB, cu Rapid și cu Dinamo, dar mie mi-a plăcut foarte mult Steaua. La sfârșitul acestei săptămâni, Steaua revine pe teren pentru jocul din deplasare cu Progresul Spartak, unul la finalul căruia roșii-albaștri pot urca pe loc de play-off. Da, doar la asta ne gândim de când s-a terminat meciul cu precedentul meci și trebuie cele 3 puncte neapărat să urcăm în clasament.